Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Brawl Stars cu Mortis. Vreau să-mi cer scuze dacă se vor auzi și cel mai probabil se vor auzi bătăi pe fundal, drujbe, bormașini, distrugeri, se renovează și din păcate vreau să înregistrez episodul acesta pentru că s-a lansat skin-ul și vreau să îl încercăm, să ne jucăm puțin cu el, dar să ieși ceva zgomot în fundal, mă rog, nu mai contează. Hai să încercăm prima dată skin-ul. Intrasem în Brawl Stars și nu îmi apărea skin-ul deloc în joc și nu înțelegeam ce nu se întâmplă. Am reintrat și mi-a apărut mare pe ecran. Ok. Avem Mortis Bringer of Doom pentru tematica asta de Brawl Pass cu nisip, cu chestii, cu Taras Adventures. Okay, vreau să văd ultimata cum arată. 150. E ultimata? Nu e rău. Avem foarte multe gemuri, 427. Mai țineți minte data trecută că au fost 6 gemuri? Nu mai țineți minte? Ok. Bine, hai să dăm și noi bai. Da, am băgat vreo 1 milion și ceva data trecută pe Brawl Stars și am luat multe gemuri. Am deschis 15 Brawl Box-uri, parcă. Aveți video în spate pe canal dacă vreți să-l vedeți. Rogue Mortis. Mi-a zis și vocea, abia m-am trezit. Dar, ia uite, avem Brawl Pass-ul, frumos, să-și deschidem și noi un Big Box. Am cumpărat multe... E ceva? Nu. Am cumpărat... Să deschidem noi pe Gale aici și ăsta tot, unde e... Aha. Ok. Aproape-l maxăm. V-am zis că se bate pe fundal, n-avem ce să-i facem, asta este. Mergem până la capăt. Luăm Free Box-ul. Am cumpărat multe chestii de pe shop, multe star power-e, gadget-uri. Am dat threshold-ul puțin mai mare la microfon, poate nu se mai aude chiar așa rău, dar s-a nimerit prost să se bat acum când filmez, mă rog. Avem 2 megabox-uri, avem ofertă de 5 urași cu niște bănuți, dar n-avem ce face cu ei, sincer. Avem deja destui, avem 25.000 și eu nu prea intru așa despre Brawl Stars, dar am prins 2-3 zile la rând în care am intrat și am luat de pe shop ce era. Hai să ne uităm puțin la brawlerii noștri, pentru că nu mai știu, deci l-avem pe Gale, avem Power 7, mi-a deblocat gadget-ul, ok, destul de mișto, și mi-arată brawlerii pe care am luat gadget, știu că am luat pe Nita, uite, scrie New, ok, asta e mișto, New, hai să văd și eu ce fac gadget-urile, deci Nita îi spune ursului să dea cu pumnul în pământ și să dea stun, asta știu că folosea Marius, Daryl, pe Daryl nu știu ce e asta, Recoiling Rotator, se învârte și proșcă niște gloanțe. A, știu că e nașpa rău de tot. Gadgetul ăsta. A, pe ce am mai luat? Pe Dynamite and Star Power. Dynamite can ride the blast wave of his explosion. A, explodează și sare. E nașpa rău de tot. Gadgetul. Pardon, brosa. Star Power-ul. Ia la Jesse. O, da, câte skin-uri am. Scrappy turret. A. Nu știu dacă... Hai să vedem. Te duce lovitura din turetă precum lovitura lui Jesse. Uite, schimbă poza lui Poco. Ok. Bun, hai să jucăm și noi cu... Ia. Increase the damage booster range. Depinde. E ok și Star Power-ul ăla. Da, cam astea sunt toate. Vreau să mergem pe... Am o groază de skin-uri pe Mortis. Ok. Și tot dădem eu scroll prin skin-uri, că nu apărea skin-ul nou. Pe shop nicăieri. Și știu că arăta acolo câteva minute, că mai are până se lansează. În fine. Arată destul de bine, îmi place, nu este rău, abia aștept următorul skin, ăsta pe Sprout și aș vrea skin-uri pe toate caracterele, să nu mai aduce pe același caracter 50 de skin-uri. A, mă rog. Ok, nu știu pe ce harte e bun Mortis, așa că o să începem cu un gem grab. Presupun că trebuia să mă trezesc eu mai devreme și să registrez episodul, dar avem cum dacă să mă gândesc, de fapt. Se lansa la ora anume skin-ul. I am mortified. Bă, n-a făcut nimic acolo. Am așteptat, dar degeaba mi-au dat damage. Au și un Mortis. Sunt creatură. Nu! Am vrut să fug în fața cartului. E ok. Aici o să mai fie meci chiar așa ușor, pentru că am ceva trofee pe Mortis. O să ne facem ultimat. Bun. Bun. O să stop aia. Uai, mama. Trebuia să iau și... Până la urmă, Mortis asta știe să facă. Dă și fuge. Adică, la urma urmei... Fac... Hai. Nu!
Ok, mă concentrez puțin, băieți. Mă concentrez puțin. S-a oprit și... Nu, apără-mă! Mă concentrez puțin, s-au mai oprit și bătăile. Ăsta e, mă. Nu știu ce părere aveți de skin. Nu e rău. Pua, nu te cre... Nu, 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 nu! Dă-i, mă! Bă, se joacă cu mintea mea jocul ăsta. Eugene! O, oh, băi, nebunie. Nebunie, tan. Hai, mă, iar. Bă, meciul ăsta e blestemat, mă. What? Trebuie să iard ca lumea, mă, să nu mai vină. Bă, n-are sens să dau ultima ta. Iar nu are. Îmi place tornada aia sau ce. Uite cum a sărit la final. What? Da, mă, e frumos skin-ul, n-a? Ce mișcări. Se vede că e premium. Ok. Bă, nu e rău, nu e rău skin-ul. Pe bune, cred că e cel mai fain dintre toate de până acum. Mama, abia aștept skin-ul ăla pe Jean. Bă, și eu nici n-am skin pe Jean, știți? Că n-am cumpărat, că nu mi-a plăcut niciunul. N-am, nu? Și măcar nu știu unde e, dude. Când mă lași să scriu numele caracterului? Uite-l aici, nu am niciun skin pentru că nu mi-au plăcut cele de pe shop. Și ăla o să fie super, super tare. Nu uitați, boys, să apăsați pe voi pe butonașul de subscribe și like. Subscribe să mărim și noi comunitatea și like să facem și noi măcar un 7-8, nu măcar așa de control. Nu mai zic 10.000, după aia... Păi era pe aia dat mai mult milion de abonați și 7.000 de like-uri! Așa ar zice un abonat. Să și de frumos în mijloc, ne scărpinăm la nas, ce se face că se joacă în Brawl Stars. Păi nu pot să mă bag, dacă m-am băgat, m-am dus. Îmi place mult Star Power-ul ăsta prin care te duci foarte în față. Uite, mă, mă aștept. Hai, mă, veniți amândouă în coace. Mamă, ești greta. Dar. De ce dau așa mult damage? Oh, ăla al meu stă și se uită. Asta e bine că supraviețuiești, oricum am ultima ta, ne băgăm forță, ne băgăm. Du-te pe el, de pe el. Păi cum ar spawna meu. Eu sunt și cam prostovan așa de fel. Și am zis în episodul anterior că ar fi șmecher dacă ar fi o modalitate să vezi cât timp mai are până se spawneze cu echipierul. Și scria mare pe ecran numărătoarea. Eu chiar n-am văzut pentru că mă concentram la alte lucruri. De? Adică gen sunt puțin cam prostovătietan. Indă ca pietan. Hai mă. Hai tată, o dai? Hai mă, de ce n-am ultimat-o? Mamă, ce-i rupe ăsta. Dacă aveam ultimată, îi crăpam acolo. Hai tată, că te-am lăudat, nu muri, nu... Ce faci, bă? What? Ce-a fost asta? Bă, îmi dau o palmă peste frunte. Ce-a fost asta? Mai dăm un match. De ce te-ai băga? A ratat ambele hituri și apoi se bagă pe el când nu mai are niciun hit. Nici eu n-am jucat prea strălucit acolo, dar come on, Rafaele. Nu e bun, mă morți, harta asta, nu e ce trebuie. Care hrănesc cu echipieră, ești nebun. Dacă mor eu. Vezi că are skin bun ăsta, se lua greu skin-ul pe bun sau? Că nici nu știu ăla, mi se pare că e un skin greu de luat. Băi! Băi, urâtule, unde te bagi? No! Hai, tată! Se umple bara aia și e nebunie pe chat. Asta se respawnează prostovătie, tă, nu? Ia uite. Bosule ca bosule. Hai să-ți luăm una. De ce ar da ultimat acolo? Nu pricep. Băi, e chill așa cu Mortis. N-am stres. E chillanis. Mai sunt 4 echipe în viață.
Meciul ăsta o să dureze 15 minute. How dare you? Să stăm puțin pe colț, pe tușă. Ia vezi sus aici. Mamă, ce bătaie, colț. Gianni! Ce prăștine ăștia, mă, băiatule. Dacă joc eu, Gianni, să termine tot. Suntem puțin abuzați în colț aici. De ce zic? Da, cred că o dăm, cred că o dăm cu Gianni. Cred că o dăm cu Gianni ca lume. Ia zi, tată. Ia zi, tată. O dai? M-aș băga după alea două, dar... Uite că scrie mare pe ecran cât mai are până să spawneze cu echipierul ăia el. Bine, mă, da, tată, hai că știi să joci. Bun, bine, rău de tot. Fiți atenți, este MS greu, Cianis. Am ultimat aia. Ha! Regen. Eugene! Bine, mă, n-a furibilitat ultimat acolo. Da, mă, așa, da, mes, frate. Da, da. Frumos, v-a plăcut sau nu? E bine, mă, că echipa aia feca. E bine, rău de tot, mă. Ce să mă mai nimic. E așa slab mort față de chestiile astea. Ui, aveți poarta asta. Bubblegum. I am the creature of the night. Hai, draga mea, două pasă scurtă. Bun, bine, rău. M-a terminat flow-ul ăla, fratelo. Opa. Hai cu pasa aia frumoasă. Bun, mamă, vezi că se joacă în pasă aici. Ia vezi-o pe asta. Bă, ce se întâmplă cu echipierii de azi? E insane, sunt prea buni. S-a scupat și pe ecran. Poate prostia aia. Scoați mingea. Mamă, ce se joacă aici, mă. Așa, da, în sfârșit, joc, dă și cineva pasă. Dar Brawl Ball, nu vine să cred, mă. Ăștia mereu joacă pentru ei. Uite-l pe Spike. Bun. Aaaa, voiam să ultimata. Ok. Prostuța acolo, da? Avem avantajul. Trebuie doar, hai mă, Gabi. Gabi, hai tată. Nu știu ce a fost lovitura aia acolo. Nu știu ce am făcut. Ce vrei să vă mai zic? Ce vreți să vă mai zic? Hello și un Golicianis. Vai, se amar golul ăsta. Ok. Ne putem reveni. Ia vezi asta? Da. O pas aici. M-a ars pe suflet aia. M-a ars pe suflet, băi. Nu te cred. Pasă. Mamă, dacă nu te pas aici. Hai că l-am luat la spate. Nu te cred. Ok, bun. Mamă, ce se dă. Ai de cap. Mi-a dat-o la nebun. Se joacă aici, se bate, se dă cu bormașini. Dar nu știu că se aude pe video că am mărit threshold-ul la microfon. Să nu audă, gen să nu înregistreze. Adică ce e foarte aproape, dar tot înregistrează și sunetele puternice. Ia se aude? Nu se aude, băi, ești nebun, poate se aude cum vorbesc eu. Se dă cu poliș, se taie fiare, hai de capul meu. Ok, bă, mi-a plăcut mult, chiar au fost fan meciurile astea. Gen să intru în Brawl Stars și să mă joc din când în când așa, îmi place, e distractiv, îmi face plăcere. Chiar dacă am un număr moderat de trofee, e fun, știi? Dar de la 800 de trofei încolo, de la 1000 încolo, cred că e foarte nasol jocul. Deci părerea mea personală, vreau să încercăm și pe team. O să zicăm tot două showdown, că... Hai mă, gem, grada. N-am niciun de-asta pe team? Ba da, le-am pe amândouă. Țin minte, acum mult timp, pe Brawl Stars, că ajungeam la 500 de trofei. Și înainte, dacă aveai 500, începeau aia tryhards.
chiar nu mai era fun jocul de acolo, adică nu mai era așa distracție. Come to mama. Dar acum s-au mutat alea 500 la 1000 și ceva, probabil. Mamă, săraca Jack. Hai să faci și mizețulica. Da, eu am contra. L-am pe tic. Mamă, chiar îmi fac viață aici. What? Mi-a distrus aia. Bun, 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 nu e rău deloc. Ne regenerăm. Nu dai cu noi. Aia ne aduce gemuri. E ca și câștigat în meciul ăsta. Am greu să-mi fac ultima ta. Ok, ok, am jucat-o bine acolo. Bine, rău, am jucat acolo, am salvat gemurile. Încasez-o tu, ruznacule. Să mă regenerez ca lumea. Te-ai lutic în goarna. Mamă, nu, dude. Bine tu, Max. Bine, Max, ne-ai salvat. Vezi că e tăiat trenul. Creuz, mă, meciul ăsta. Tot la la... Hai, toată lumea. Se fișează ticul ăla urât. Mamă, cred că ne-a salvat ureta mea. Cred că ne-a salvat ureta mea puțin acolo. Ne-a dat viață. Nu sunt sigur. Bun, mamă, ce joacă ăștia, mă. N-am jucat rău, am jucat frumos în echipă. Da, mă. Frumos, chiar mi-a plăcut, nu știu. Chiar mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut, eu e printre puținele episoade unde chiar toate meciurile sunt distractive. N-am pierdut mai deloc astăzi. Nu e rău Supercell, poate m-a dat cu boss, nici nu știu, dar n-ar trebui să mă dea cu boss, nu de la 400 de trofee. Mă rog, nici n-am mai jucat cu noul brawler. A terminat tot, băieți, asta este. Noi o să ne revedem data viitoare când se mai adaugă următorul skin pe Sprout. Mamă nebunie, ok? Dacă v-a plăcut, băieți, episodul, nu uitați să lăsați butonul de like, să susțineți seria, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!